52 de locuri de muncă în diverse meserii au fost puse la bătaie de către cei 17 angajatori care au acceptat invitația de a participa la Bursa Locurilor de Muncă dedicată persoanelor private de libertate. Evenimentul a fost organizat de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara în parteneriat cu Penitenciarul Deva. Parteneriat cu penitenciarul din Deva, cu domnul comandant Berar, am hotărât astăzi să avem o acțiune comună și anume să aducem persoanele private de libertate la o întâlnire cu angajatorii din județul Hunedoara, angajatori dispuși să angajeze persoane de acest gen. Ne-am bucurat că avem 17 angajatori care au răspuns invitației noastre cu locuri de muncă din diverse meserii, număr de 52. Vom vedea exact ce anume se va discuta la fiecare masă. Nu ne propunem ca și scop prioritar angajarea pe loc astăzi a unor persoane. Scopul nostru este de fapt să ajutăm la reintegrarea pe piața muncii acestor persoane și să reușim să le oferim un loc de muncă la eliberare. Din punct de vedere al penitenciarului Deva și a sistemului penitenciar, colaborarea cu mediul privat este un deziderat în ceea ce privește crearea unor șanse suplimentare pentru reintegrarea în societatea actualilor deținuți, după care persoane libere, după ce aceștia își ispășesc pedeapsa. În acest context, de împreună cu AJOFM Hunedoara, ocazia cu care îi mulțumesc domnului director pentru implicare și pentru disponibilitatea de a ne susține, încercăm pe două paliere astăzi, odată să prezentăm potențialilor angajatori care este beneficiul muncii cu deținutul pe timpul detenției, cât și care sunt interesele întregii societăți ca după liberare deținuții să aibă un loc de muncă, iar pe de altă parte, deținuții să poată să ia tangență cu modul în care pot să-și găsească un loc de muncă după liberare și, de ce nu, în discuțiile directe cu angajatorii, să se și concretizeze pe viitor astfel de șanse. Îi felicit pe colegii de la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă și Penitenciarul Deva. E foarte important. Am lucrat în trecut ca instituțional cu penitenciarul, cu deținuții ca și angajați, însă ceea ce fac astăzi este foarte important pentru perioada post-detenție, pentru reintegrarea în societatea lor după ce își ispășesc pedeapsa, să învețe care sunt mecanismele societății de integrare pe piața forței de muncă și pentru a avea o stabilitate după ce ies din penitenciar. Pentru deținuți, acest eveniment a venit ca o rază de speranță, pentru ca, după ce vor ieși din penitenciar, să aibă o nouă șansă de a se integra, inclusiv pe piața muncii. Din punctul meu de vedere și ale celorlalți care suntem închiși, 100%. Pentru că în momentul de față toată lumea își dorește o a doua șansă. Am învățat fiecare pe pielea noastră că niciodată să nu spui niciodată, dar acest lucru care astăzi suntem aici pentru noi și necalificat și calificat, lucrez în Londra, am firma mea, dar mă bucur că în România în sfârșit lucrurile încep să meargă și mi-aș dori să aud că merg mult mai bine. La evenimentul organizat la sediul AJOFM din Deva au participat aproximativ 80 de persoane private de libertate.